Evenimentele care au marcat Ziua Armatei Române s-au încheiat astăzi printr-un ceremonial de depunere de coroane. Au participat cadre active și în rezervă, oficialități și oameni simpli. Armata Română, prin jertfă, prin sacrificiu suprem al ostașilor săi, a reușit să dezdrobească și ultima palmă de pământ românesc și să aducă la topul țării în draga Transilvaniei. Nu au fost uitați nici eroi români care și-au pierdut viața la datorie în teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan. Un loc special îl ocupă militarii care și-au sacrificat viața în teatrele de operații din Irak și Afganistan. Glorie eternă eroilor neamului, la mulți ani Armatei Române! Ziua Armatei Române se sărbătorește pe data de 25 octombrie, începând cu anul 1959. În 25 octombrie 1944, armata elibera de sub ocupația hortistă Transilvania de Nord.